Doi sportivi slătineni, ambii cu centură neagră, practicanți de karate și legitimați la ACS Budo Karate Slatina, se vor deplasa în perioada 23-31 octombrie la Bahrain, unde se va derula cel mai mare eveniment sportiv Under 18, cu peste 26 de discipline olimpice și neolimpice. Cei doi sportivi sunt singurii reprezentanți ai județului Olt în cadrul acestei competiții internaționale de mare amploare. Este vorba despre Daria Dumitrescu și Darius Bel. S-a reușit sub această federație să se strângă peste 26 de discipline sportive, atât olimpice cât și neolimpice. Karateul face parte din aceste discipline care vor participa la acest campionat internațional școlar și singurii reprezentanți ai Oltului vor fi cei doi sportivi, respectiv Belgu Darius și Dumitrescu Daria, singurii copii convocați la acest lot care va face deplasarea în Bahrain. Cred că sunt peste 4.000 de participanți pe toate categoriile sportive care vor fi înscrise în această competiție internațională. Și regretul meu este că nu pot să fiu alături de ei. Este primul campionat la nivel internațional la care nu pot să particip, sincer, din lipsa fondurilor. Da? Copiii cei doi vor merge la acest campionat pe cheltuiala directă a părinților și, vă spun sincer, este o cheltuială foarte mare. Fiind minoră încă, Daria va face această deplasare împreună cu tatăl ei. Pentru a putea lua parte la acest eveniment sportiv, părinții Dariei vor scoate din buzunar numai puțin de 4.000 de euro. Mă numesc Dumitrescu Daria, am 16 ani, sunt la liceul sport cu program sportiv Slatina. Am mai participat la competiții internaționale, dar nu la o competiție de o asemenea învergură. Sunt recunoscătoare că pot participa la această competiție și mulțumesc antrenorului și părinților mei. Cheltuielile sunt suportate de părinții mei și sunt unele destul de mari, undeva pe la 4.000 de euro. Daria practică acest sport de la vârsta de 6 ani. Acum va face deplasarea cu multe emoții după ce a muncit enorm și speră că se va întoarce cu multe medalii. Prima oară când am pășit într-o sală de karate a fost pe la 5-6 ani. Cam de 10 ani practic acest sport. Da, emoții am și mi se pare că este normal, dar emoțiile sunt unele constructive. Mă aștept la rezultate foarte bune pentru că am depus destul efort și am fost prezentă constant la antrenamente. Mă aștept să iau rezultate foarte bune, medalii de aur, argint, ce se poate. Darius este elev în clasa 9 la Colegiul Național Ion Minulescu și practică acest sport de mai bine de 10 ani. Speră ca munca depusă să-i aducă rezultate și în cadrul acestei competiții. Este o competiție destul de grea, cu foarte mulți participanți. M-am pregătit destul de mult și sper să mă întorc ca de fiecare dată cu rezultate bune. Sunt multiplu campion mondial și european. Eu am 11 probe. Ambii sportivi sunt centuri negre juniori și se află la prima participare la un astfel de campionat fără ca antrenorul să fie cu ei. Potrivit antrenorului Romeo Costică, prin participarea celor doi, România se va ridica din nou pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Cei doi sportivi au deja în palmares zeci de medalii.